Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la o nouă joacă. Avem aici mare în meniu Far Cry 6, noul Far Cry 6 mai exact. Și le mulțumim celor de la Ubisoft pentru cheița oferită și desigur pentru că avem acces mai devreme la joc. El se lansează pe 7 octombrie, dacă zic corect, și noi jucăm pe 4. Este cu un embargo, îl jucăm puțin mai devreme și înainte să trecem la joacă, voiam să vă arăt pachetul acesta pe care mi l-au trimis și de la Energy Lab, care aduc G Fuel în România și e troll rău de tot cu Sonic. E facecam-ul întors, dar ce arome fac băieții de la G Fuel, e insane, gen cu Sonic. E troll rău de, e S-A-N-X, știi cum se pronunță așa la troll în loc de Sonic. Au ei niște licențe, mă rog, cu Sonic și fac arome și ei cumpără la mai multe caractere de genul acesta licențe. Au cumpărat până și la Venom și Carnage, la Massacro, dar nu sunt pentru Europa și vând doar în America. Voiam să vă arăt totuși aceasta, aroma pe care s-ar putea să o recunoașteți. E facecam-ul întors, dar scrie Maiden's Blood și aici, dacă vă uitați voi puțin atenți, scrie Resident Evil Village. Ceea ce e destul de mișto, adică au făcut o aromă cu Resident Evil Village. Întreba un abonat ce gust are. Habar n-am ce gust are. Gust de doamna Dimitrescu. Habar n-am. Deci și noi play frumos la joacă, s-o pornim. Și este cu caracterul acesta din mijloc, pe care parcă îl recunosc din Breaking Bad, dacă ați văzut serialul, tipul care deținea ceva restaurant sau nu mai știu. Deci aveți link în descriere către Energy Lab, 12% reducere cu codul RAF. Dați click pe link, vă bagă codul automat, livrează repede în România. Hai să la audio și vreau gen... Este o secundă, avem dialogue volume, radio music o să dăm pe off, pentru că e cu drepturi de autor. Asol, pentru că e mișto muzica de la radio, dar mă rog. Și o să dăm... Fii atent, dăm pe un 80, sound effect și toate nebunelile, pentru că vreau să aud dialogue, boom, boom, boom. Ok, audio dynamic, așa. Cred că ne-a salvat. Vreau să vă arăt că pe video avem totul la maxim. Jocul este dat pe ultra. Nu e o idee bună să joci așa pe ultra, pentru că nici nu e lansat jocul. Nu are toate patch-urile necesare, abia după ce îl lansează, câteva zile mai târziu află bug-uri și rezolvă. Dar vedem așa cam câte frame-uri are. Hai să setăm difficulty. This is the classic Far Cry experience for most players, players who focus on story. Nu, vrem cu acțiune să ne spargem cu aia, așa, cred că cealaltă opțiune e să mai mult pe story. Să nu te bați prea mult, știi? Am și o aromă de nectar, nu știu ce aromă este asta, așa cu galben, sweet nectar. O aromă pe care vreau să o încerc. Interesantă, nu e atât de dulce pe cât mă așteptam. Am observat că mi se încarcă jocurile cam greu. Yara is an island in the heart of the Caribbean. 1967, guerrilla revolution led to crippling blockade. A fost o revoluție, frozen in time for 47 years, the island collapsed into... Deci insula a ajuns la sărăcie, până când un nou lider a fost ales care să reconstruiască paradisul. El presidente of Yara, Anton Castillo. My true Yarans, I stand before you armed with truth. Cam mare subitrarea, oare? For too long, our country was stolen by politicians. A fost furată insula. But you elected a vision. A cure, a road to paradise. Ați ales un drum spre paradis. Viviro, created by our own brilliant scientists, the most effective treatment for cancer the world has ever seen, grown within our precious tobacco, modified with the purest fertilizer, Viviro is the key to rebuild paradise. But our paradise comes at a cost. This our enemies will never understand. Yara did not elect me to do what's easy. Nu m-a ales să fac ce e ușor. What's right. Dar să fac ce e corect. And so, with renewed focus, I must extend the draft to paradise. True Yarans from across our island, okay, chosen to produce enough Viviro to heal the world and save our country. Interesant, deci au antidotul cancerului la ei pe insulă. Will be chosen by random lottery. What? Îi aleg la loterie aleatoriu. Chiar și fiul meu poate fi ales. Turn that shit off. Oprește porcăria aia. Precisamente. Exactly what Castillo wants. Enough politics, Lita. You think the draft is only taking true Yarans? It's the outcasts, the poor, orphans like us. Aleg orfani ca ei. He's bringing slavery back from the dead. In Yara. You can't run from this. Vor să aducă sclavia, chica. You ditched us. Run off to the jungle with a bunch of guerrillas. Libertad. Now you're back here to recruit for Clara Garcia's loco crusade? Come on, this is our big goodbye. Dani. Fucking say something. Zi ceva, Dani. Dani Dănuțu tot pe Facebook. Dani Rojas.
4 de Maio. Deci... Ah, ăsta e caracterul nostru. Avem același nume, dar suntem fată sau băiat? Hai să fim... Habar n-am, vreau să fiu fată sau să fiu băiat. De obicei ai jucat cu caracter de băiat până acum. Hai să încercăm fata, să vedem cum e. Habar n-am, hai să vedem. They got my name wrong. Mi-au greșit numele. Honey, you could help Libertad. You're trained. Would have been career military if you weren't such a fuck off. Just come with us, Lita. Ai. Vino cu noi. Never fucking listen, Dani. Nu asculti niciodată, Dani. Hai să plecăm. Boss waiting. Drinks in Mexico. Ne așteptă barca. Arde pașaport. Coño. Fucking blackouts. Too big for a blackout. Fucking package. S-a luat energia. Oye, do you know what's going on? Fin del mondo. Sfârșitul lumii. You will join us to rebuild paradise. Oh! Holy shit. What the fuck? Draftees must report for duty. You will join us to rebuild paradise. All of us. Plecăm cu torții. Alejo. No! Draftees. Opa. Alejo, get down. Stai jos! Castillo! Alejo! A cerut-o, bă! Castillo e liderul, da? Bă, l-am văzut la televizor adineori. Now! Now or never! I promise me, Lita! Si! Come on, Dani! Haide, Dani, dănuțul tău! My God! My God, doi! Deci, dacă zic corect, de obicei în... Stai să vedem, merge mie în loc sau nu? Ca să fac o mică paranteză ce s-a întâmplat, ci că pe insula aceasta au găsit antidotul cancerului. Și vor să folosească antidotul ăsta să vindece întreaga lume. You're unarmed? Și acum... Președintele ăsta care a fost ales vrea să recruteze oameni de pe insulă, aleși random la loterie, care să lucreze pentru el, pentru a face antidotul ăsta, vaccinul sau ce-o fi. 120! Vreau și eu să vă cum e pe 120. Mamă, zici că mă joc Mirror's Edge. Parcă un 96 merge mai bine, mă, nu știu. Vreau să scos să pici ăsta. Mamă, ce facem? A, uite, mă, sunt jos acolo. Deci au venit să-l... Ia, dă-te la o parte, iubita. Oare să dau brightness-ul mai mare? Dar cred că se vede, nu? E puțin prea mare interfața. Oh, shit. Îi trage în cap ce faci. Hai, Sal. E bine, al meu nu-i alergă. Erge, da, dănuța mea. Crouch? Ok, ok. L-au luat, bă. Ascunde-te că e gravă situația. Come on, we gotta move. Ok, we gotta move. S-a dus, bă, al nostru. Tânculețul! Clic dreapta și clic stânga, tu... Pic! Dar de ce nu alergă fata mea? Să facă zgomot? Să nu facă! Mergem prin canalizare, auzi? Dar aici nu știu cum mai trecem. Oh, pot să alerg, let's go! Nu m-a văzut nimeni. Where the fuck are you taking me? Unde mă duci? Hai că n-am venit. Hello, au prins-o? Hai că merge singur. De la Revoluție, cu șobolani, cu alea. Yeah. Dar nu prea văd cu lanterna asta, prea puternică. Viva la Revoluție! Deci, fugim ca să nu ne aleagă și pe noi, să probe dacă ne prind, ne omoară sau ne pun să lucrăm pentru ei.
This is so fucked. Wow! Ne plimbă în... Bă, dar vezi că alergă fata mea. Shit. Baby. Îmi place cum e așa, neimpresion. Shit. Oh, nu. Oh, nu, a explodat ceva. Deci cum e neafectată. Ce coño? What the hell? Dar cum mă uim în stânga? Că eu nu înțeleg. Să dea pe click stânga. Trebuie să fiu crouch, cred. Mamă, ia uite acolo. Hai că-i dăm talpă, băieții. Aproape acolo, ok. Mișto că suntem prin oraș, așa, de obicei era... Eram prin pustietate, cum erau celelalte jocuri? Nu erau așa cu orașe mari. Era mai la țară, așa. Hai. Suntem în Brazilia? Oare unde suntem? Că n-am idee. Unde e ochiul sărim? O prins-o? Shit. Nu știu, adică vreau să spuneți în comentarii. Voi deranjează chestia aia că poți să scot la... E mișto ce îmi place, e că poți customiza extrem de multe chestii. Poți să scoți anumite... iconițe, știi, e foarte customizabil jocul. Vă deranjează subtitrarea asta de aici, unde ne arată unde e explozia? Hai să o scoatem și să vedem. Dacă e mai ok, e mai curat ecranul, parcă e prea mare. Rita, zipline. Hai, salv. Just like fucking boot camp. Ca la antrenament. Nu tu pe geam? Vă pe partea, ne întâlnim pe partea cealaltă? Sar fata mea, ce faci? Bună! Sorry. Ce se întâmplă? Am căzut și eu din tavan, ce să mai, nu vezi ce dărâmat e orașul ăsta, e terminat. Shit, Rita, where are you? La război, bă. Hai să dă o facecam mai jos. Soldăței. Hai că-i dăm talpă. Bună. Sal. Bă, ăștia nu-i recrutez, îi omoară direct. Dar de ce îi omoară? Aici de boat. Cred că ne întâlnim cu șeful ăla la barcă, nu? Sau până la barcă. Dacă e un joc adevărat Far Cry, ne întâlnim cu șeful ăla la un moment dat. The boat's over there. Run. Bă, mă mistruți, eu m-am dus. Fugi, fata mea, fugi că e jale. Keep moving, Lita. We're almost there. Opa, o să ne vadă elicopterul. Îl bag sub pod aici. We need to move acum, băi. Începe puțin cam strani jocul, o să fiu sincer cu voi. Gen, nu înțeleg ce se întâmplă, dar nu toate jocurile trebuie să înceapă din prim, așa să te captiveze. O să devine interesant mai pe parcurs, hai să vedem. Well, 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 oh no, it crashed. Bă, nu știu dacă e de la calculatorul meu sau nu, sincer, pentru că și Assassin's Creed îmi dă crash. Mă gândesc oare dacă e din cauza RAM-ilor, pentru că mi se pare că mi-a pus tapinul toate plăcuțele de RAM, că am vreo 3 plăcuțe sau 4 și mi-a dat la o frecvență mai mică, a făcut el o jumechire din BIOS. Și nu știu dacă din cauza asta uneori de crash, habar n-am. Alteori când pun jocurile pe bară, îmi rămâne așa o imagine roșie cumva și trebuie să dau restart la calculator. A salvat la fixe și nebun. Are carduri de baseball pe care vrea să le vândă, lol. Marco Polo, faci prieten noi. Ai întârziat. Alejo. S-a sacrificat pentru familie. E un orfan. Nu mai pleacă nicăieri. Haide. Lasă-i pe barcă. Vamonos. Era aroma asta. Are carduri de baseball. Vezi că a salvat jocul la perfecție. Deci mai perfect dacă nu se putea. Fix unde a dat crash a salvat. Insane. Jamaco. E tot ceea ce am. Pe cine mi l-ai dat ea?
Asta și o jucătoră de baseball. Aleo gave you a fucking gift, Lita. Dat un cadou. Noi supraviețuim. Cred că Aleo era de s-a sinucis, nu? Dar l-au împușcat în cap. Sau car... nu știu. În fine. No, this is a fishing boat. Opa, suntem cu pești și peștii sunt jos, adică aici. Cum vi se pare grafica până acum, că e la maxim? Și v-am băgat și frame-urile, dar sunt mici acolo, nu prea se văd. Am 3080 dacă sunteți curioși, n-am 3080 eu. 3080 am. V-am zis că vine boss-ul, bă, v-am zis, mă. N-avea cum să fie Far Cry fără să vină boss-ul. Before he was el presidente, mi papa loved to fish. Tatăl meu obișnuia să pescuiască, îi plăcea pescuit. And we would catch the fish and then release them. Prindem pești și lăsăm să plece. It's about your stomach, mijo. It's about mijo. E vorba să-l provocare despre stomac. When he caught a big fat juicy marlin. Îmi prindea un pește gras. Era prea mândru ca să-l lasă să plece. Ai otrăvit insula, Yara. I've caught a very big fish today. Am prins un pește mare astăzi. Haven't I, Diego? Nu-i așa, Diego? Diego! Diego e mort. No way. No shot, ne-a trădat copilul. I have caught you, mijo. Te-am prins, fiule. Now it's time to bring you home. Te ducem acasă. I don't want this anymore, papa. Nu mai vreau asta, tata. N-avem de ales? Let them go. Lasă-i să plece. They can work. Make vivido. Truth or lies. Adevăr sau minciună? Truth. Adevăr. They could be good workers. Ar putea fi muncitori buni. They could help rebuild paradise. Să reconstruiască paradisul, insula. But if you wanted them to live, you would have never set foot on this fucking boat. Dacă voi să trăiască, nu te-ai frigat în barcă. 13 years old. 13 ani. And Diego has such compassion. Și are de multă dragoste pentru oamenii lui, copilul. Peștii ăștia? Îi prindem și îi lăsăm să plece. Deci nu-i sacrifică. Glory to our stotsca. Comrade. Deci ne lăsa să scăpăm din cauza copilului. Am dat un barb. Ne-a păcălit! Nu ne lasă să scăpăm! Mamă, și pălită omorât-o! Eu încerc să traduc, dar să-i las pe ei să vorbească și apoi să traduc repede, că dacă vorbesc peste, nu vă place unora. Înțelegeți? Și de-aia vorbesc repede când traduc. Încercare nu vorbiți engleză, să înțelegeți cât de cât. Deci ne-a păcălit. A zis că el... Stai că când prindea pești, îi lăsa să scape. Dacă îmi prindea pești buni și grași, nu-i mai lăsa să scape. Și a zis că ne lasă să scăpăm și până la urmă ne-a omorât. Dar probabil scapă doar caracterul nostru, adică știți voi. Hâs, Joanule de-astea. Lita! I can't feel my legs. Nu-mi simt picioarele. Lita, this is all my fault. My phone. E vina mea, telefonul meu. Forget it, Lita. My phone. This is the beach, Danny. It's plaja. Fucking fate. Soarta. What? She's hiding here. Se ascunde aici. Clara. Libertad. Julio. Fuck. Julio. It's all here. E totul aici, pe telefon. Follow the code like when we were kids. Stop it. Lita. Urmează codul ca atunci când eram copii. Just wait. I'll find help. No. You give her this. Clara will help you. Te ajută Clara, dă-i asta. Don't you get it? Nu înțelegi? You're the lucky one, Danny. Ești cea norocoasă, Danny. Mă, dar și pe mine mă cheamă Danny. You're the lucky one. A murit. Lo siento, Lita. Lo siento. Îmi pare rău, Lita. Și acum ne răzbunăm pe ăla și gen vrem revanșa,
Amore, prieteni, trebuie să mor și eu pe tine, șoarecești. Și aventura noastră a începe, băieții. Let's go, boys. Fără 6. Let's go! Hai, pula mare, bă! A plăcut sau nu? Mă, dar și pe mine mă cheamă Dani. Wow, ce mult îmi place joc asta. Și de aici începe jocul. Hai, bă, că eu chiar aveam chef să joc niște Far Cry, sincer vă zic. Let's go, boys. Let's go, let's go. N-avem și noi o hartă, ceva, arsenal? No. I should look for supplies and get the fuck out of here. Get the freak out of here, man. Ok, hai să căutăm provizii și ne cărăm. Shit. Ah, în angloanță. Bă, vezi că arată bine jocul, ia vedeți. Când mă mișc, o să se glicioască. Când mă mișc, se fac pixelii, se blurează așa pe YouTube. Dacă asta e calitatea cea mai bună, stai pe loc. Și atunci imaginea e cea mai clară. Când te miști așa, se pixelează filmarea și... Arată bine? Nu e rău pe maxim și avem 140 de frame-uri. Probabil o să fie în ceva gen 70 de frame-uri când explodează totul. 60-70 cu grafica la maxim. Dar e decențiu. Având în vedere cu ce grafică mișto, adică... N-ai ce să zici, e ce trebuie jocul. Dar jocurile durează atât de mult să le faci. Mă uitam la Resident Evil Village, cât le-a luat să facă jocul și l-a luat undeva la 4-5 ani. Doar ca să ne jucăm noi, nu știu, vreo 10-20 de ore jocul. Țineți minte? Ok. F to swing the machete. Machete. Am pus eu, este o opțiune prin care dacă te duci la, aici la opțiuni, te duci la HUD și te duci la pickup outline, poți să-i dai pe off, știi? Și după aia nu-ți mai dai seama ce poți să iei. Bine că aici e ăla. Da, nu știu, mi se pare mai mișto așa, adică îmi place că e foarte customizabil jocul. Outline-ul ăsta îmi place, nu știu dacă să pun și la inamici, băi, ce părere aveți? I don't know, o să-l las pe off momentan și vedem. E bine că am 800 de frame-uri în meniu. Nu mai știu, gloanțe? Lo siento. Lo siento, Rafael. What? Zice mie Rafael sau așa-l cheamă pe ăsta? Take, că e numele caracterului din joc. Take this spray paint and mark the trails. Și că ia spray-ul ăsta și... Family will probably never know what happened to you. Marchează pe unde te-ai dus sau ceva, marchează drumul. Lo siento. Shit, who's shooting? Și ne trage oricum, n-am glase. Îmi vine să apăs V, să vină cioara aia deasupra din cer cum e pe Assassin's Creed. Sneak up. On armored soldier and press F. Hai ca sa-i dam F in cea, băieții. Uite, dacă dau pe rotita. Vezi, în realitate asta n-ar funcționa niciodată. Pentru că inamicul ar auzi. Adică, știi, în realitatea le auzi, ar fi insane să nu auzi. Nu sunt singura care o caută pe Clara, deci fata respectivă care a murit ne da ceva să-i dăm lui Clara, acum noi o căutăm pe Clara. Che tal, mamita? Che sta pasando? What's this? Ce e asta? Poate fi folositor. Leg gear. Ok. Arsenal. Leg gear. Let's go, Johnule, let's go. Dar mie îmi deblocase niște skin-uri, că eu am jocul ăla premium sau nu știu ce am. Change your gear in the arsenal. Ah, adică mi-am dat seama înainte. Ok, ok, ok. Putem să cărăm corpul aparent. Să le iau pe al meu cu mine. Și să-l ascund undeva, să nu-l găsească ăștia. Sure thing. Get to Libertà. Steal a boat, sail the fuck out of Yara. Easy. Porco. And now I... Oh, fuck. Cuenta, puerco! Ești nebun, îi tragi 5 glonțe la porc să moară. Ia-l naiba de la coaclet. Că te fac șoareci. Mă urmăresc porcii, ce se aude, mă? Bad time to be a guerilla. Guerilla. Guerilla, gorilla. In a while since I used one of these. Nu cu vreme de când am folosit una de asta. Hai. Hai, fata mea.
Hold it to use așa, ok. Și click stânga ca să te cațeți. Apăsam W. Clara doesn't want visitors. Clara nu vrea oaspeți. Parcă e un pic prea băgată imaginea și cu 95. FOV. Gonna show your face before you shoot me? Ți-a dat față înainte să tragi? I'm Danny. Eu am spus șosetă. Sunt Danny, o prietenă de-a lui Lita. Silenzio. Îi bagă căgula pe cap. Punga pe cap. Doar tu ai supraviețuit? Clara Garcia. Answer me. Răspunde. I said, are you the only survivor? Si. Da. Norocoasă. Lita knew the risks. That's all you have to say. Risc. You're here. That's what matters. Ești aici, asta contează. I'm getting the hell out of Yara. Măcar de aici. But you're in my camp. Și în tabăra mea. A place to stay. A few days. Trebuie un loc unde să stau câteva zile. Libertas no charity, hermana. Lita said you'd help. Lita also said you weren't a pussy. Come mierda. Îmi pușcai să termin jocul. Ești doar fană, nu? Remember, Danny. Castillo has kept you an orphan. Castillo te-a ținut orfană. Why do you want to run? De ce vrei să fugi? I watched Castillo order a whole boat of our people shot to death. Get as far away as you can from that psychopath. All of you. When tyranny is law, revolution is order. Quoting Bolivar won't save you. It's Pedro Albizu. Gonna save Yara with library cards. I have a list. Free elections, free expression, free the outcasts. A Yara free of Castillo's. Simple. Simple. Castillo's got, what, 300,000 troops? I count 6 burnt out guerrillas. And you, with a bullet to the leg. You don't believe me? I'll show you. De care un plan, să vedem ce vrea să ne arate. Deja să eliberăm niște oameni, nu știu cum, ca să ne batem cu Castillo. We launched an attack from our base to this island. It was a basic operation. Hit a Viviro tobacco plantation, snatch some fuel, and go home. But Castillo's forces were waiting. Got us down from 60 to 6. You need to get back to your base. Yes, but this island is surrounded by a blockade. E blocată insula. We don't have boats, we don't have much gear. And we are not leaving until that Viviro plantation goes up in smoke. But we are guerrillas. We know this land inside out. You're already familiar with our guerrilla paths. They were built by the legends in 67. They're spread like a web across all of Yara. Now, they're ours. Guerrilla paths are good to ambush soldados or to hide if the army is on your back. They have caches that will help you survive. And all of this is legit? This map is old as hell. Made for tourists. Yeah, it's out of date, but you got the regions, municipalities, and landmarks of Yara. He'll get used to it. Now I need to call in some favors with the locals to get us a boat, and you need to go find me Juan Cortez. Who? Someone who can make one guerrilla fight like 1,000. Ok, nu pot traduc că vorbește prea repede. You know I'm not a guerrilla, right? You tell Lita then. I'll give you food, a bed, even a goddamn boat to sail to the Yankees. But it's gonna cost you bullets and blood. You can shoot, so shoot. Settle in. And let me know when you want to pay your rent. Deci noi să rămânem în tabăra ei, dar trebuie să o ajutăm, să o omoare, să facă nebuneli. Interesting. Interesting, boys. Deci planul e că, mă rog, caracterul nostru vrea să fugă. Fata asta a râs de noi că gen, bă, de ce fugi, mă rog. Că trebuie să stăm, să luptăm, să ne batem cu Castillo. Holy smokes, cât de uriașă e harta. Ideea e că noi, practic, trebuie să distrugem plantația asta de Vivro, sau cum se numește, a lui Castillo. Vivro ăsta, sau numele, mă rog, este planta aia cu care vor ei să repare cancerul și probabil vor să-i punem bețe în roată lui Castillo.
Iar caracterul nostru e speriat că gen Castillo, tipul ăla înalt, președintele sau ce e, a dat ordinul să ne omoare pe toți în barcă atunci. Și practic noi suntem singurii care am scăpat și vrem să ne răzbunăm și așa mai departe. Caracterul nostru vrea inițial să fugă, dar fata asta ne-a zis că bă, n-are rost să fugi, stai cu noi și luptă. Dacă dai zoom in, te lasă să vezi mai mult. Rang 2, rang 6, super interesantă harta, extrem de gigantică. Mamă, știi ce orașe mișto sunt pe aici, gen uriașe. Sunt curios unde stă primarul ăla sau ce-o fi el. Mi se duce vocea. Rang 4, deci aici probabil nu o să ajungem. Bă, interesant, interesant. Deci ne-a explicat că drumurile astea sunt făcute de unii prin 1960 ca să poți să te plimbi pe toată harta și să ataci soldații, armata care stă pe insulă. Hai să vedem, nu prea avem ce să facem decât să începem misiunea. You ready? Hail me, yeah, girl. I attacked this archipelago with a man named Juan Cortez. Get down to that village and bring me Cortez. Du-te în orașul lui pe Cortez. Spre bine de tot, să sperăm că nu s-a îmbătat. Jurnal, hai să vedem jurnalul lui Rafael, rank 1. Deci jurnalul, aici avem misiunile, Operation Rank 1. Mașetera. Nu știu ce e rankul ăsta, poate rankul meu sub fata asta care e șefa și în fine. Să ne punem bine cu ea. Aici văd că sunt pătuțele. Ok, jocul merge binișor, 70 de frame-uri. Decențiu, decențiu. Hey, e voilà. E tal, mamita. You don't belong here. Nu aparții aici. Hai să ne ducem puțin la arsenal. Avem gear, avem asta, level 2. Nu știu ce înseamnă steluța asta, 2. Dar mă rog. Pistol și pușcacea, altele nu avem. Ok. Hai să sărim jos de tot aici. Deci ne uităm o dată pe hartă. Asta e locația noastră. Cum ajungem acolo e întrebarea. Întrebarea întrebătoare. N-avem mașină, n-avem nimic? De obicei ne mai plimbam cu o mașchinetă ceva. Ola, ola, che tal? Dar n-avem nicio mașină, a? Poate ieși și nu o văd eu? O îi dăm la liber așa atunci. Mergem la liber cu pe josul. Deși că dacă suntem inteligenți ne alegem noi. Hustling your weapon. Holster, pardon. Your weapon to keep a low profile. Approaching soldiers to close you with steel draw suspicion. Quickly unholster. Așa. Deci acum nu mai am nicio armă, știi? Nu mai par periculos. Și pe click stânga am scos imediat pușcacea. Interesting, dar și vreau să rămână soarele sus, că nu mai văd nimic. Atacăm noaptea, ce facem? Uite, mă, ce soar. Bă, îmi place harta până acum, adică nu e rea, nu e rea. Sincer, vă zic, doar că îmi trebuie mașină, ceea să mă mergi mai repede, atât. În rest îmi place, dar așa să răsară soarele, să văd ca lumea, că se vede urși pe filmare. Da, mă rog. Clara said he probably drinking at a bar, deci știi că bea pe undeva. Dacă ne apropiem prea mult, omul se sperie, mă și kill. Dacă scoatem arma, ne omoară omulețul nostru. Ea strigă ajutor când eu o salvez. Cap de nucă ce e. Uite-l și pe al nostru la bar aici. Ionuțe, aici ești, mă? Am vrut să o omor să văd ce se întâmplă dacă vin toți pe mine deodată. Today we drink in the worst fucking cantina in Yara. Or is it Colombia? Kirat, Chechnya. Cortez e cu bărcile, n-am înțeles exact ce face. Give the bottle. Let's work for you. De nada. Lucere. Guapo, you listen. Rule 16. Ascultă-mă. Regula 16. Nu se încheie niciodată revoluția. Mereu al război. Și un barman urât. Juan Cortez? What you think gave it away, guapo? Ia uite-l, mă! Guapo! Crocodilu! Nu suntem la zoo. Clara sent me to find you. A trebuit Clara. I learned long ago never to doubt her. You will too. Hey, I know you. Don't think so. Nu cred că mă cunoști. I know you. It's like I'm looking at a mirror, guapo. What are you talking about? Those eyes, guerrilla. You got a taste. Okay. You convince yourself you're a hero. Ai convins că ești un erou. Wake up a junkie.
Just like Juan Cortez. Dar te zici beta sau nu înțeles? This is a fucking waste of time. Pierde de timp. Can you whistle? O să fluieri? What? Nah, you can whistle. Coño! Bala, venga! You fucking rat. S-a dat pe mâna armatei. L-a părât că gine la bar ca să-l aresteze. Barmanul. What the fuck? Si, Guapo is in love with you. Guapo te iubește. Guapo! Ți-am ruinat o copie a cărții mele. Once again, we have outstayed our welcome. Sure, more musta. Oh, let's go, let's go. Credeam că eu l-omor pe ăsta. Dar suntem cu el. Mă, mis este ce avem noi aici, coleg, let's go. Atenție. Guapo! Hai, ce facem? I should help Joan and Guapo. Mamă, vezi că e cam greu. Nu știu dacă trag atât de bine. Nu știu dacă pot să le dau tag. Bine, e arma cam pârnăiță. Hai că până trag eu. Avem 100 de gloanțe. Gata, ce-a fost? We're good. Stai un pic să-i lutez pe paie mei. Right behind you, old man. Suntem în spate, betrune. Îmi trebuie o armă mai bună cu... Guapo wants to be your friend. Guapo! Maybe he just needs to take a dump. Only one way to face. Face caca, Guapo, auzi. Vamos. We need to go get back to Claire's camp. Amigo. Guapo, hai bă. Come on, let's get the fuck out of here. Guapo, hai, gata. Ale dinte de haur. Good, Guapo. Da, nu știu ce să zic dacă aș pune mâna pe un... Direct amigo, call back amigo. I can tell you handled the gun before. Ah, e animalul nostru. Danny. Hai mă, Guapo, să ne băgăm. Vrea să luăm materiale ca să ne craftăm arme și chestii. I could go in loud with Guapo or stay silent and use my machete. Mă, prea văd eu inamicii dinăuntru dacă aș fi av... Trei i-am văzut, da. Ia. E confuz. Ăla n-are treabă. Gura mică. Carry body steel supply drop. Ah, încet. Ca să fii sigur că ai scăpat de inamici sau ceva. What the hell are you going to do with this one? Ce e asta? Collect parts. This could be useful. Stai un pic să scap de ăsta al meu. Ia, pot să-i dau un glonț în cap că nu mai e nimeni, dar... Gata. Gata, așa se zice. Gata, băieți. Bine, asta să mergem așa, mai stealth, dar... Momentan nu pot stealth, că-mi trebuie niște arme cu... Supresor cu alte alea. Hai, mă rog. This is more like it. More like it, baby. Let's go. Bine, eu nu l-am folosit pe Guapo. Trebuie să-l folosesc pe el. Gata. Guapo! M-am întors. Ok. So what's with all this junk? Așa, ia. How many others? The legend returns. The legend needs to piss, Hefa. Hefa. She was a journalist who dared call Anton fascista. Now she's an outcast, a slave for his paradise. And she's not the only one, Danny.
A ajuns să fie sclav. Deci ăsta vrea sclavi, practic. For a guerrilla, resolver isn't making do with what you have. If inflicting chaos with everything you got. Să facem haos, regula 11. Resolver, Danny. Resolver? It's when I rigged my first bike with a chainsaw motor. The blockade means I have to resolver every day, Juan. Nah, that's survival. For a guerrilla, resolver isn't just making do with what you have. It's inflicting chaos with everything you got. Facem haos, hai. Keep talking. Keep talking, old man. A guerrilla's best weapon. Let's take a crack at those weapons. Hai să vedem. Primary no weapon. Offense, but your battle rifle is a little basic. Let's fix that. Hai să transformăm săraca. Rule number 9. Always use the right tool for the right job. Sometimes I lie awake at night asking soft targeted drones. Juan, how can you kill people faster? The answer is soft. Excellent, Danny. Now you can pop heavy damage against unarmored like targets. Cine nu are armură, okay. Și dăm damage foarte mare. Let's look at your other rifle. Let's say your target remembered to wear their helmet and vest today. You're gonna need some armor piercing rounds. These rounds fly straight and through and go nice. Now you got your own trec și prin armură. Let's look at your attachments. Time to make attachments. Your very first. This will turn a bang. See how easy that was? Now you resolver suppressor, da. Like a real asshole. Îmi trebuie un optical sight. Your friend, Danny. A friend with benefits. It's the workbench. Go ahead, Danny. Get cozy with it. Damn. Do your fighting. It's addictive. With that workbench, you can build a new Yara. Deci avem două arme. Fal și MS-16. Interesting. Optical socket aș vrea. Let's go, boys. Acum va fi distractiv. Bun. One of a kind. Cred că mai pornim o misiune, băieții. Ce ziceți? Nu știu exact de cât timp filmez. Resolver and scavenging. Resolver and improve. Customize. Deci face arme mai bune, steel materials from supply drops, hunt animals, stride meat. Ok. Deci facem de materiale, ne facem arme mai bune. Ne-a dat animalul. You're not one of us. Mi hefa. Continuăm la el, cred, nu știu. Danny, I've got big plans for you. But first, I need you to get anything for me. Now, I... Vreau să aducem ceva pentru el. Smoking a cigar on Sunday. Mamă, la un kilometru. Bă, dar nu-mi dați și mie o mașină, gen... Really, bro? Nici o mașină nu-mi dai? Trebuie să fur una. Cum, bă? Ia. Tot n-am... Ia stai un pic. Bine, sunt confuz. Vreau cealaltă armă. Arsenal. Aici. Ah, equipped a spr... Wait, what? Pe doi? Ah, tot e site-ul ăla prost. Îmi trebuie un optical site. E bun și ăsta, dar încă nu e ce trebuie. Îmi curioz cum îmi fac viața, că nu am învățat încă. Am dat pe acoperiș. Hai, sal. Opa! O, ia calul. Calule! Eee, da tata. Dar vezi, e prea apropiat, Ima. Salut. F4, show controls. Turn, galop, quick turn, către lân. Neion cu tractorul. Neioane. Dar nu pot să mă uit, gen? Nu știu dacă există buton, doar să-mi întorc capul și calul să meargă drept. Chiar îmi place harta. See, I've been through enough of them in Esperanza. Clear the checkpoints, destroy the billboards, then watch Libertad rise from the ashes. Deci vrea să dărâmăm granița asta, gen nu checkpointe de la de verificare, nu știu, nu vine român acum. Dar vrea să-l oprim pentru că să-l distrugem pentru că nu pot să treacă mașinile decât cu calul trecem. Checkpoints, watch out for the road spikes. Deci ne aruncă țepe jos și gen fugi de careva și sparge roțile. Ok. Vamos. You're not the
Gata, nu sunt allowed, gata, mi hefa, gata. Wow, now. Wow. La noi rămâne să zice, trnapoi. Hai să ne dăm jos și să ne... să analizăm un pic. Should kill the alarm. Alarma aia trebuie să o oprim. Hai să lăsăm pe ăsta să stea acolo. Stai acolo. Felicitări, sunteți blocate cu mine, fetele. Asta, nu murea, lol. Lasă alarma, că alarma s-a dus. Gata alarma. Use key. Hai la o parte să furăm și noi ăsta așa frumușanis. Hâț, hâț. Nu știu ce scrie acolo. Antivandalism. Da, 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 sigur. Sigur, sigur. Ia uite-l și pe al nostru. Așa. Oare pot să distrug cu asta? Ce se întâmplă, mă? E o bombă? A, aici, lol. Asta bomba aia. Aia zic. S-a dus checkpoint-ul. Let's go. Let's go. Au venit ai noștri, în schimb. Haideți, ancoace, băieții. Aia zic. Vezi la bomba asta aici să nu calci pe aia. Am dat-o jos, mai mei. Bravo. Au venit Nea Cornel să rezolvi. Gato. Gapo, gato. Juan, the checkpoint is clear. N-am o claxoată în viața mea pe 4. Follow road, ok. Greu merge mașina asta. Da, hai să-i dăm follow road să vedem ea. Shift. Pa, Gapo. Deci merge singură mașină? Ok, interesant. Erau și în jocurile anterioare. Aici știi că n-ai voie totuși la dreapta, așa că o să intrăm. Pa. Nu e rău jocul până acum, să știți, cel mai mult îmi place harta. Hai să aruncăm aici într-o în groapă mașina asta, o lăsăm așa în... Ești bine? Iată-l la Guapo cum vine pe jos. Gapo, Guapo. Cum se teleportează crocodilul. Hai să vedem aici ce se întâmplă. Juan, I found the tower. Don't stop now, Danny. Find the guerrilla path and follow it to my contact. Si, I'm on my way. Si, claro. Hai. Cum aruncă așa? De la mijloc aruncă. Ești că e Batman. Aia zic. Nici Spider-Man nu s-a urcat așa. Bun, am niște iteme. Follow the guerrilla path, ne zice. Aia? Este mă, ce? Eu m-am urcat ca să cobor. Iha! Eu pun asta ca poate mi-apar inamic ceva să-i tăguiesc. Use shift and ramp to jump further. Ia, ia, ia. Oba! Sunt ai noștri, mă, ăștia. Ia, cam ajuns unde trebuie. And I'm going to be helping you steal shit from Castillo today. Are you going to tell me what I'm stealing? Ce furam? Depleted uranium. Uranium. Pardon, I thought you just said uranium. You heard me. M-ai auzit bine. All I know is I burned my last contact in the army tracking it down for Juan. You ex-military? Isn't everybody? Okay. Just show me where it is. First, you take these parachutes. Fost soldat. It can save your life. Now I'll take you to the old Spanish fort. They've got it locked up inside. Ok, hai. A dus și crocodilul încoace, nu știu. Parașută! Bribing double agents. Some soldiers are double agents and have valuable intel. Deci putem... genule, mai înțeles? There he is. Hai să vedem ea. Hope you got some pesos on you. Pesos! Que tal, jefa? Jefe, se zice. Bribe for intel. Tell me what you know. Ok, check this out. Yeah. Here's where you can find some weapons around here. Thanks a lot. Merci, brother. Sure. Sigur. Whatever you and Raisa are about to do, I don't want to be around for it. Eu nu prea vreau să fiu pe aici.
De cări? Salut, jefe! Gapo! Aaaa, mi-i pușcă crocodilul! Nu! Bă! Ești bine, guapo! Îi place, bă! Nu e nimic în regulă. Ne jucam și noi cu guapo. Ok. Gopo, gapo, guapo. Nici nu mai am uitat și numele. Noi l-am plătit și apoi l-am omorât. Nice! S-a adus... În mod normal nu trebuia să-l omorăm. Știi că agent dublu era valoros pentru noi, că-l plăteam, da? Mă rog. A început să tragă după guapo și... O să poate. Use your phone to scout out enemy soldier. Și că putem să ne mai upgradăm armele sau ceva. Ok, vreau un optical mai șmecher. Într-adevăr, mi-a zis the right tool for the right job. Use your phone camera to scout the location, tag soldiers. Tagging soldiers le arată slăbiciunile dacă le dăm tag. Building instead of an ammo for your weapons. Mișto asta. Armor piercing rounds. Deci mi-arată că sunt slabi împotriva gloanțelor care penetrează armura. Ne uităm după soldăței. Am văzut unul acolo. Într-adevăr, într-adevăr. Alvarez, oh, has the key to the Alvarez, salut. Careful, Danny. He's higher rank. In Castillo's army, that means he's better trained, quicker with the trigger, and a tough motherfucker. Și e un tough mother trucker. Gata, am văzut tot ce trebuie. Eu dacă nu mă înșel, am deja pe primary weapon 2. Eu am deja piercing... let's go. Și aia. S-a părut că era ceva. Cum nu ne vede ăla, eu nu știu. Da. Deci mă gândeam să intrăm pe acolo, dar n-avem o barcă, n-avem nimic. Ne băgăm la apă mare, băieții. Dăm din brațele, să vedem ce se întâmplă. Soft targeted rounds. Nu văd pe nimeni pe aici, adică e doar unul. Salut. Nu sparge ușa. E ăla deasupra. Dar nu, cred că e mult mai sus. Aici e ușa, cred. What? Camera? No shot. Au camere? Stai încoace. There you go. Nothing, I suppose. There you go. There you go. Dacă trag în cameră, oare? Destul de decent, aș spune. Armor key. Going to need a key. Cred că știm cu toții unde e cheia, nu? Oh,
Lasă-l aici. Am să-l trag mai încoace, dar e ok. Mai e cineva, dar nu știu unde. E ăla la intrare. Nu știu cum să-l omor pe ăsta, să sunt. A murit dintr-un glonț. Are you kidding me? The key. They should get me Juan's uranium. Șeful, bă, s-a dus direct. Bă, bananis. Îți. Ce avem aici? Uranium. O să-l țin, nu e radioactiv? You didn't fucking tell me I was stealing uranium. It was supposed to be a surprise. Now bring it. Una sorpresa. What if this shit kills me? It's depleted uranium, Danny. Stop being such a pussy. Mi-a zis-o, bă. Zic că e gol de uraniu, n-am înțeles exact ce se întâmplă. Ok. Bă, noi suntem cam gata, dar dacă tot plecăm, eu zic să plecăm pe ușa principală, corect? Da sau nu? Uți. Și uite, așa ieșim pe ușa principală. Mie nu trebuie... Ăla, că-mi plac stealth kill-urile mie. Am întors la fata noastră, ea ce zice? Hola, thief. Che tal? I have the uranium. You're going to want to get that to Juan, like yesterday. Să te duci repede, auzi. Is it true what he told me? That you're not joining Libertad? I'm paying for my ticket off this island. Plătesc pentru biletul meu ca să plec. To start over. Mă duc în America să reîncep la zero. It's a shame. You're a rare one if you can say no to Clara. Ești una rară dacă o poți refuza pe Clara. Ok, pe unde ne ducem mai exact? Ce fac, cobor tot pe aici? N-am mașină, cam aia e belea. Puțin cam greu de accesat baza, mai bine zis. Ei cu calul, e cam ciudat, nu știu. Oh yeah. Juan. Și calul nu merge pe anumite drumuri, e ciudat. This is resolver, Danny. Depleted uranium. Soviets left these sexy byproducts of nuclear enrichment behind in the 80s. Yankees use it for tank armor and bullets. Crazy assholes. Okay. Sounds dangerous. You'll be a fucking superhero, Danny. Mi fi un superero. I used to sneak these into the orphanage. Essential reading while waiting to fuck up convoys in the mud. A guerrilla must be a sponge for inspiration. Okay, what the hell is this? Chest. This is a supremo. Supremo. Looks like a rocket launcher. See, lansator de rachetă. She does that too. One more thing. Încă o chestie. I want you to meet Tostador. Ia uite-l pe Tostador. The two go together like fire and fury. I like how you resolver, Juan. So do I. Ok, probabil pentru tankuri și alte nebuneli. Hey! Supremos are like a good lover. Or a great sandwich. Are you just hungry, Juan? Yes, but I'm talking about layers, Danny. Head to the workbench and I'll show you. Hai să vedem ce ne arată. Supremos aren't just simple. Let's take a look at that supremo. Supremo. The special ingredient that makes this all happen is Supremo Bond. Pick a gadget, Danny. This is a safe space. There's no grenade, smoke, throwing knife. Excellent. Now go talk to Clara. Time to give that Supremo a workout. Are și dynamite. Încă nu avem ăla. Ba da, avem. Nu analog, what? Asta trebuia să fac. Shit. Am ales ce nu trebuia. Asta. God damn it, las că mai facem rost de gunpowder. God damn it, man. Cu cine mă o să vorbesc? Do or die. Now go talk to Clara. Ok, can ok. Put that supremo to use, guerrilla. Got it. Open queue, așa. Weapon wheel and select a gadget. Throw the equipped gadget. Bun, 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 bun. Bă, hai că e decentă și asta. Dar vrem, voiam pe ălalt. Vedem ce misiune avem aici. Good, you're here.
You are here. I don't need to tell you that. Hit that slave camp hard. Suerte. Suerte. Deci ne ducem să salvăm niște sclavi, apare, niște oameni care sunt în sclavie. Untrack Fire and Fury. Ideea e că drumurile astea albastre sunt niște drumuri ascunse, ca noi să le accesăm mai repede, dar drumurile albastre nu vor fi, nu se poate să le parcurgi doar cu calul, pentru că uneori drumul ăsta albastru, din punctul ăsta, te pune stecațări în sus și spiezi calul. E puțin cam ciudățel și de-aia mergi mult pe jos. Trebuie să te uiți și pe hartă. Pe aici, cred. What, se împarte în două? Uite, vezi? Odată se face așa drumul și nu mai ai ce să faci cu calul. Mară, e un pic mai greu de parcurs insula. Acum nu știu că să fie tot jocul așa, vedem. Time for a test drive of that Supremo. Now, if things get too heavy with the soldados, just pull the trigger. But one tiny, tiny thing you should know. Ce trebuie să știm? Aha. The Supremos are in an experimental phase. Deci sunt experimentale armele. Bă, drumul ăla nu prea îl înțeleg, că nu văd pe unde vine. Facem dreapta aici. You need time to breathe after you use them. You know, so they don't overload and kill you. Could have told me before I strapped one to my back. Just let that Supremo feed off the blood of your enemies. What? You'll get it, Danny. You'll get it. De ce nu-mi zice cum îmi fac viața? Nu, nici acum nu știu cum îmi umplu bara de HP. De nimeni, what? Au, oh, credem că atacăm ceva, apare, nu? 3, 2, 1. Putem să coborăm mai repede? Presupun că nu. Salt. Finally, listen. I'm not going to bullshit you. I wanted to do this alone. Vreau să fac asta singur. I can handle myself. Dar mi s-a dat ordine să facem împreună. So could Lita. She should be here right now, but instead. Lita trebuie să fie. And I'm supposed to be in Miami, but instead my two best friends are dead and I'm stuck here with you. Eu sunt blocat aici cu tine. Truce? Facem pace? Step 1, we hit the tobacco. Step 2, we destroy their poison supply. Step 3, we get the fuck out of there and Castillo gets a nice pretty message from Libby. Cred că o să fie ca misiunea aia din Far Cry 3. He'll protect you from fire and more importantly, Castillo's fucking poison. Ok, deci cred că o să fie ca misiunea din Far Cry 3 unde dai foc la plantația de cocaină sau ce era acolo. Fuego Meats, ăstea ce o să ne apere să nu ne ia foc mânuțele. Gear, lol. Astea. When on fire, the flames are automatically put out. Mișto, mișto. Using the right protective gear in the right situation. Ok. Perfect. See the yellow tobacco and the yellow poison tanks? Aha. Si. Punch holes in the tanks to let the poison out into the air. Fun fact. Poison and fire make a hell of a mix. Big boom. Nu știu la ce se referă. The fumigators. They're hard to kill, but they can't take the heat. You've got a flamethrower. Weak against You've fire. Got the Supremo. Time to fuck up all this Vaviro bullshit. You know, Lita and I had a ritual. Psych us up before battle. A song. Hit me. El movimiento de libertad. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. For Lita. Bella ciao. Lita. O nebunic cu bella ciao, tuturor le place și cântă. Hai, let's go. Bella ciao, ciao, ciao. Îmi place și vouă, băieți? Amă, să trecem la treabă, tătii struții. I can destroy the yellow poison tanks with explosives. I can burn red tobacco plants with my... Residents of Santuario Island. What it do, brother? The self-proclaimed leader of Libertad is trapped on your island by our Navy. If you see her, or any Libertad, inform the first military officer. Come do this, my skin burns.
Opa. Cálmate, mija. Tu dormi un cesto a colo, non bogata ci siamo. Guapo, stai a colo. Le hai dato dire cap da. Dopo l'occolo. Guarda bubui. Să vedem. Dacă am dezactivat alarma, e GG, că nu mai vine nimeni de la distanță. Poți să mă cațăr pe clădire, oare? Vedeți că o să cadă la de pe acoperiș. Un pic mai în față, că nu prea am... De aici te văd, dar... Bine, ăla ce vrea să fac? Ia, să urcă pe clădire. Nu știu în ce trebuie să trag. Omorâm și civilii. Cum nu moare ăla? I'm out, I'm out. There you go. S-a terminat? Gata? O, dar erau mulți aici. Opa! Hai să explodăm ăstea. Pardon, pardon. Uhu! 51%. Băi, eu pe ăștia nu i-am văzut, nu știu unde vin. Care dai, mă? Bă, dar al meu nu mă acoperă! Mă injectez, mă, ce-mi fac? Ok. Hai, mă, să dăm și noi un pic. Ăla, bubuie. Să mai ardem un pic, că... E prea de tot. Aude aici pe aia noștri. Salut, băieții! Ați venit la distracție. Așa, deci astea două au ars și aici la fel. E încă în curs de ardere. No worries, no worries. Nu știu exact ce trebuie să bubui eu. Că vrea să bubui ceva și pe aici, dar nu știu ce. Hai, card. Se extinde, băieții. Oba. Se extinde ca lumea. Și pe aici. Butoiul ăla, cred că asta e un pic. Hai că împrumut eu. Bă, ce face, bă, ăla? Eu nu ție unde plec eu. Mamă, ce bubuie nebunul. Cred, sau? Hai că avem treaba noi. Hai că suntem bine, mă, suntem bine. Cred că a bubuit acum. Wow! Dă-i că e 4x4. Ia zi, tata.
Mergem cu mașina sau ce facem? Bă, da, muzica asta se mai oprește. Gata. Zi, mă, Ionuțe. Nu, iar muzică. I don't want to say I told you so, but look, we should move. That was a hell of a light show and they're going to see. Se aude muzica așa tare. Sper să nu fie cu drepturi de autor, că s-a dus tot episodul dacă e. Gracias, Danny. Meet you back at camp. Ne întâlnim la tabără. Bă, ce s-a auzit muzica așa tare? Pă bune, sound effect. Dă un pic mai încet că... Nu știu, dacă e copyright melodia aia, a plecat tot episodul. Fire and Fury. Vezi, și acum e cam dificil să te întorci înapoi la tabără. Ah, păi putem să dăm fast travel. Este mașină că știe calul ăsta să meargă singur. Calule. Calule. Mașchineta se descurcă. Deci, vreau să ziceți ce părere aveți, băieți, de joc. Lara, I hope you can see the smoke from where you are. Sper că poți să vezi fumul. L-ai spart pe Castillo. He's hurting, but okay. I think Lita would be smiling right now. Cred că Lita ar fi fost fericită acum. Vreau să întâlnesc pe cineva. Pe Benito Papito. Which means boats for Libertad. He lives on the east side of Casas Cove. Always got time to make new friends. You're building bridges for me, Danny. It's your gift. E cadoul tău pentru că faci poduri pentru mine. Talk to him. Vorbește cu Benito, e un pescar care se ocupă și cu bărci, ca noi să putem să plecăm probabil și pe alte insule, insule și așa mai departe. Bă, sincer să fiu, îmi place jocul până acum. Deci mi se pare așa, îmi dă un pic de vibe de Far Cry 3, un pic de tort așa. Numai că e cu mai multe insule, încă n-am apucat să ne mai trebuie câteva ore. Față că e și un embargo la jocul ăsta și n-am voie să joc foarte, foarte mult din joc până când se lansează pe 7. Dar dacă v-am plăcut episodul, dacă vă sunteți interesați, dacă nu mă înșel, de asemenea mai am câteva ore pe care pot să le joc. Hai, salut! Mai facem episod și mâine, mai facem episod și pe mine în funcție de susținerea voastră. Noi să ne oprim aici. Trebuie să mă duc pe jos, că ăsta nu urcă. N-am cum să salvez, cred. Poate are un sistem super bun jocul și îmi salvează singur. Nu văd niciun save aici. În fine. Deci, cam asta este episodul, băieții. Eu chiar m-am distrat, am filmat vreo aproape 2 ore, dar o să mai editez și rămâne o oră pe când mă plimb și tai așa părțile plictisitoare. Da, noi ne auzim data viitoare, băieții. Vă mulțumesc că ne-ați acordat. GIF-ul în descriere, în descriere. M-am lăsat. Puuu!